Câteodată te ajută Dumnezeu, te scapă dintr-o primejdie Dumnezeu și spune, măi, pe ăsta Dumnezeu l-a scăpat. În Valea Dura vorbim de cei trei băieți, că până la urmă i-o luat și-o aruncat în cuptor. Și după ce i-o aruncat, se duce împăratul, se uită și întreabă, n-am aruncat noi trei tineri în cuptor? Bă, da, împărate, dar eu văd patru și cel de-al patrulea seamănă cu Fiul de Dumnezeu. Domnul Iisus a coborât din cer și era în cuptor cu dânsul. Și când l-au văzut așa, au spus, ieșiți afară. Ieșiți afară, slujitorii Dumnezeului Celui Preanalt. Și-au luat repede un condei și-au scris acolo împăratul o lege. De amun înainte, tot poporul să se închine la Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego. O văzut răsplătirea? Slăviți. O văzut că Dumnezeu nu rămâne dator pentru o faptă bună. Dă-mi un leu la un orfan și ai să te întâlnești cu leul ăla. În vremea lui Ceaușescu, la autobaza din Suceava, la noi era mai mult șofer, pe tirul, pe autobuz, cum mergem. Și niște pocăiți s-au apucat să facă o chetă. Așa încet, fără știi, băi, dă-te 50, dă-te 100, dă-te 100. Un om nipocăit de la noi, din sat, îl cheamă Nicolae, a văzut că strânge bani și a spus, băi, dar pentru ce strângeți bani? O spune, nu, o strângem noi pentru ce? Nu mai spuneți-mi pentru ce? O spune, vrem să ajutăm niște orfani, că așa azi de săraci. Și după ce nu spuneți, băi, vă dau și eu. Și a scos 500 de lei de cele albastre și le-a dat mai mult decât ăsta. Și-a plecat, era toamna târziu, a plecat de pe la curtea de Argeș, bine pe Transfăgărășari. Când a ajuns în vârful muntelui, era polei, era gheață, el a intrat cu viteză, era șofer pe tir și nu mai putut redresa. Nu s-au așteptat să fie polei, s-au îndreptat înspre prăpastie să duc acolo. Și când s-au îndreptat, a apărut în fața mașinii o mână mare albă, o palmă mare și avea 500 de lei așa în palmă. Și l-a oprit. Omul ăsta a venit la autobază și a spus, băi, oameni buni, știi ce mi s-a întâmplat? Uite așa, așa, îi întreba pe pocăiți, oare să aibă o legătură? Are legătură, a spus ăștia. Tu ai dat la niște orfani și Dumnezeu te-a scăpat. Fratele Samu Iacoban îmi povestea mie, când era mai în tinerețe, la Gura Solce, o ars o casă. O ars casa, o ars șura și o rămas numai bucătăria, cu mai mulți copii, mai mulți băieți mici. Și un om din Cajvana, un gospodar bun, avea cal, avea căruță, a pus în căruță un sac de făină, un sac de cartofi, zahăr, ulei, slănină, mai mult de acolo, a luat calul de căpăstru și a plecat la orfanicia, la orfan, la ăștia care nu au casa. Și a întrebat, măi, tata unde? Nu-i acasă, mama unde? Nu-i. Ei erau plecați, n-au oameni, nu au ars casa. Și omul ăsta, eu, era mai mult băieți așa mici, eu mă îngâiet pe cap și a spus, măi băieți, Dumnezeu a îngăduit să vă ardă vouă casa, lasă că frații o să vă fac o casă mai frumoasă. Voi să credeți în Dumnezeu, să rămâneți băieți cu minți, dar până vă fac frață casă, uite, voi aveți nevoie de asta. Toți în căruță și l-au umplut acolo în mijlocul bucătăriei, sate care i-au adus. Și-au plecat. Și îmi spunea fratele Iacoban, dragul, și-au trecut ani mulți, câțiva zeci de ani. Omul ăla puternic a ajuns un bătrân. Și într-o noapte, i-a ars casa cu tot. Gospodăria până la temelii. Nu m-au luat actele din sertar și în pijamale au ieșit. N-au putut scăpa nimic. Și îmi spune că a doua zi, a treia zi, era acolo cenușă, mai vine niște frați în mături, să adune ceva și opri la poartă o mașină, o coborâ cu 3-4 bărbați, tineri, frumoși, așa, s-a uitat la el, zic că nu-i cunoști? Zic că nu vă cunosc, mă, de băieți. Auzi, frate, noi suntem băieții cei la care le-au ars casa, însă că noi am plecat în America, Dumnezeu ne-a binecuvântat și de acolo ne-au trimis americanii cu niște ajutoare aici. Cineva a spus că ți-au ars casa. Uite, e bani să faci o casă mai frumoasă. Și spunea fratele Savo, am băieți ăștia mari, mă îngheie pe bunicul pe cap, și spunea, auzi, frate, nu te temi, ți-o ars casa, Dumnezeu îți dă o casă mai bună. Și spunea Iacoban, băi, dacă aici pe pământ o binefacere răsplătită, credeți că la Dumnezeu se uită ceva? Eu cred în răsplătirile Domnului. Și pentru că eu cred în răsplătirile Domnului, în fiecare zi mă străduiesc să fac ceva. Eu stau lângă adunare, îs pocăit și părinții și bunice mi-au fost pocăiți. Am un safir de care așa mi-e de drag, nu i-aș mai lăsa să plece. Am un safir care nu mi-e drag deloc, din ăștia care vin cu cerutul. Și am culcat și 3 și 4
deodată nu mai avem de unde culca. Și odată m-am supărat și erau două surori la frateuț, i-a zis, plecați din casa mea să nu mai veniți niciodată, să nu mă mai plimbi la poartă. Și ele s-au dus. Și odată m-am dus la Botoșan, la Roma, dincolo de Botoșan, la un frate proroc, la un prezbiter. Și când se intră în ocrată, acele două surori și cu 300 în spate. Și eu zic, hei, cu mătrilor și pe aici ați ajuns, dați-i drumul acasă. Frate Jean, să nu le dai nimica, că nu merită. Ăsta era un bătrân la 80 de ani, o spus, frate Dragoș, în Biblie spune să nu întorci spatele celor care cere, dă-i celor. Eu sunt pensionar, nu le dau mult, le dau câte un leu, dar le dau ca așa scrie în Biblie. Acum mie mi-era rușine că m-a luat gura pe dinainte și a spus, da, apoi le dăm noi, dar nu e bine să încurajăm. Lene, nu, 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 așa scrie în Biblie. Măi, de la un orfan de o înghețată când ajunge în țară, și Dumnezeu să-ți plătească. De la cineva care are nevoie de tenis să meargă la școală și de două creioane, și Dumnezeu să-ți plătească. Eu cred în răsplătirile Domnului. De ce în viața mea m-a ajutat Dumnezeu, nu sfânt, dar așa m-a ajutat Dumnezeu, n-am pus vârful limbii odată pe bere sau pe vin. Și n-am murit când am băut. N-am tras o fund de țigară, nici de mătasă, de porumb, când mergem cu oile. Și uite că trăiesc în ziua de azi. Nu m-am dus la femeie, n-am curvit niciodată, nici la filme, nici la meciuri. Și am făcut îndată și eu 60 de ani și Dumnezeu m-a binecuvântat. Dar eu tot mai cred în răsplătirile Domnului. Eu tot cred că Dumnezeu într-o zi îmi va răsplăti. Credeți și voi? Amin. Asta e o credință bună, să ne dea Domnul.